Bună, Oana, și bine ai venit acasă! Bine. Mersi! Cum e București după atâția ani? Cred că sunt 24 de ore de când am ajuns. Deci, din ultimele 24 de ore, e foarte interesant și foarte fain să... În București chiar n-am fost de multă vreme. Am mai fost în Timișoara, în Reșița, de unde sunt. Cred că sunt aproape 9 ani de când am fost în București. Și e foarte interesant. Pe de o parte... Mi se pare foarte mult că foarte multe lucruri au avansat și e fain să descoperi cum au înflorit anumite locuri, restauranturi, cluburi, galerii, muzee și așa mai departe. În același timp, e ușor șocant să vezi starea clădirilor și arhitecturii. Cum ți se par clădirile? Noi spunem că e totul gri. Cum ți se pare? Pe blocurile gri. Da. Păi, au plouat non-stop de când am ajuns. Și sunt și mai gri. Și sunt și mai gri. Ca arhitect nu văd nimic rău în gri. Așa. Bună. Trebuie să recunosc, pentru că poate descoper orașul cu alți ochi. Arhitectura mi se pare și mai fascinantă decât era în capul meu. Poate pentru că am venit și cu niște prieteni și cumva facem un efort să le arătăm orașul și așa mai departe și prin asta redescoperi. Zim cum au zis prietenii tăi că este Bucureștiul. Eclectic. Asta este cuvântul. Dar la ce se referă și cred că s-a discutat și ieri în una din prezentări că ai genuri diferite, generații diferite de arhitectură, una lângă alta. Vechi cu nou. Vechi și mai vechi, mai nou și mai nou și așa mai departe, unul lângă alta. Și nu sunt multe orașe care au aceste calități, mai ales dacă vii din state. Acest layering, istoria orașelor, așa, nu este așa de prezentă sau nu există așa cum există aici. Și din punctul ăsta de vedere, chiar foarte refreshing în noi. Sunt fascinat și le place enorm. E și asta o identitate până la urmă, nu? Cu siguranță. Una foarte interesantă, aș zice, mai ales într-o lume în care totul se uniformizează așa, în fiecare zi tot mai mult. De multe ori când invit oameni să vină în țară și mai departe, mergeți înainte să se schimbe toate prea repede, pentru că încă mai există multă istorie și încă lucrurile nu s-au schimbat din punct de vedere radical. Radical, încă. Încă. Este un arhitect bun la 34 de ani? În țară sau în lume? În afară de mine, adică? Da. Modestia, nu? Da. E bună. Da, cu siguranță. Da. La 34 de ani, ce poți să oferi ca arhitect să fii atât de bun? O să răspund într-un mod care nu o să fie foarte popular. Cu siguranță pot să zic că câteodată experiența poate să te poți și împiedica de ea. Unul din primii mei șefi a zis, zicea tot timpul în birou că prima oară când faci ceva o să faci cel mai bine, pentru că referindu-se la design, pentru că în capul tău nu crezi că știi deja cum să faci și deci explorezi și îți dai tot interesul. Când faci a doua oară, a treia oară, oh, I know how to do it, so I'll just do the same thing over and over. You're not questioning things anymore. Scuze, iar îmi schimba pe engleză. Și atunci, you're just not questioning things as much, which means you're defaulting to pre-existing things. Și asta atunci nu dai mai puțină importanță? Și atunci dai mai puțină importanță, pentru că de multe ori eu predau în școală și mi-e foarte drag și îmi plac mai ales primii ani, când studenții sunt proaspeți și cu ochi mari și plini de energie, pentru că încă nu cred că știu ce e arhitectura. Încă sunt deschiși la minte și deschiși să descopere lucrurile. 2, 3, 4 ani în studii, deja știu ce e arhitectura sau cred că știu ce e arhitectura pentru ei și se explorează mult mai puțin și se experimentează mai puțin. Asta nu înseamnă că cu cât mai tânăr ești, cu atât ești mai bun. Problema în arhitectură e, și majoritatea se zice că o carieră începe după ce ai 40 și ceva de ani. Efectiv, pentru că arhitectura durează. Și trebuie să folosesc o expresie în engleză, și takes time. Și chiar durează enorm. Una, durează efectiv să construiești. Unele proiecte durează decenii. Doi la mână, arhitectura costă, e scumpă. Și ca arhitect ești responsabil pentru sume enorme de bani. Și evident, e nevoie de experiență. Dar asta nu înseamnă că nu sunt arhitecți tineri foarte talentați. Foarte mulți tineri vin și zic, câteodată sunt și oameni mult mai în vârstă, de fapt, care vin și zic, uai, ce fain arhitect la 30 de ani și femeie, nici n-am știut că se poate. Și eu, like, wait a minute, I have like
20 friends that I know that do the same thing, that are like young and, you know, amazing and do it in different ways. Și în arhitectură ce se întâmplă, probabil ca în multe alte domenii, de multe ori știi doar numele mare, numele care name on the door, care e pe ușă și numele firmei, dar arhitectura este la bază un proces foarte colaborativ. Nu poți să stai singur, adică ai opțiunea, dacă vrei să faci anumit gen de proiect, să stai singur într-o cabană în pădure și să desenezi cu mâna, dar proiecte mult mai mari sunt foarte dificile de făcut singur. Tu ai plecat de la Reșița la Timișoara? Am studiat la Timișoara, Și după aceea ai plecat, înainte să termin, ai plecat înainte în America. Să termin, cu bursă. Întâi am mers cu bursă în Spania, care, cu bursă Erasmus. Trebuia să merg la Milano pentru o bursă chiar genială, două masterate în paralel, totul plătit. Și eram cu bagajele împachetate. Și mi-au zis la consulat că nu poate să-mi dea viză, deși vorbisem cu ei înainte, în fine, birocrație. Datorită faptului că n-am putut merge la bursa respectivă, câteva luni mai târziu am mers atunci în Spania cu bursa Erasmus. Și când am fost în Spania, am văzut un ad online for looking for students, OMA New York, una din cele mai mari firme de arhitectură. Și la momentul respectiv, e greu de explicat acum, cumva netul pe atunci nu era ce e acum, nu aveai reflexul de a căuta lucrurile, lucrurile nu erau chiar așa de prezente, dar în momentul respectiv, efectiv, nu m-am gândit înainte de momentul respectiv cumva că biroul ar angaja studenți și efectiv doar pe baza portofoliului, că poți face un portofoliu și îl trimiți pe e-mail și care angaja cumva. Biroule respective erau ca Hollywood pentru mine, știi, când te uiți, toată lumea e perfect. Și ai plecat la New York în ultimul an, până în ultimul an de facultate? Înainte de ultimul an. Deci am plecat, am făcut un interviu pe Yahoo Messenger, am venit la București, am luat viza și am plecat și după aia m-am întors după un an să-mi dau diploma la Timișoara. Și ai luat diploma și ai plecat din nou? Am plecat din nou. Am plecat mai departe. Întâi am plecat la Tokyo. Parțial pentru că experiența din New York a fost genială. Era 2006-2007, criză, înainte de criză, chiar înainte de criză, care criza a afectat arhitectura în mod foarte dramatic. Și modul în care se designuia în New York era un mod foarte specific. Dar mi-a mers așa de bine încât am zis, ok, trebuie să văd și alte moduri de a face arhitectură. Și ai fost Tokyo. Și am mers în Tokyo, am lucrat Frica la Sana. Sud? Și apoi Elveția. Elveția? Cât ai stat în Elveția? Acolo cât ai stat? Un an jumate. Și apoi te-ai întors din nou la New York. Și apoi m-am întors din nou și la ai rămas New York. Acolo. Și am rămas acolo. Eu am ajuns în arhitectură din greșeală, parțial pentru că un prieten, nu, chiar din greșeală, că cumva... Da, că am auzit că trebuia să fii doctoriță. Da, dacă o întreb pe mama și azi, încă mai speră. Așa. Dar... era iluzia asta așa de libertate sau ideea de ok, știam că mama e economistă, stă într-un birou, tata inginerii în birou, dar în fabrică. Și cumva știam că vreau ceva ce era mult mai mobil. Și intuiția s-a dovedit a fi adevărată în sensul că efectiv toți anii respectivi în care am călătorit, trimiteam portofoliul la un birou și era o combinație perfectă între un loc în care vreau un oraș, în care vreau să locuiesc și un birou pentru care vreau să lucrez. Adică să înțeleg că ai vrut să te faci arhitect ca să nu stai în birou? Pretty much, da. Adică să fii mai mult pe teren? Cumva, da. Știu că sună stupid, dar efectiv... Te faci poștaș, mă. True. Nu neapărat că nu vreau să fie un birou, dar vreau flexibilitate sau libertate și efectiv sună totally stupid, dar... nu știam ce faci efectiv ca arhitect. Evident, construiești clădiri, dar procesul și cum era ceva de descoperit. Mă întorc la New York. Ai rămas în New York, ai prins experiența, ești un arhitect de top, am înțeles, la New York. Ceea ce mi se pare wow. Și ai prins un proiect. Trebuie să te întreb despre el. Ai prins un proiect cu renumitul Kanye West. Dar ce a vrut de la tine Kanye West, mai exact? A vrut ceva pentru un concert. Da, pe Kanye l-am cunoscut când lucram la OMA, după mulți ani.
am făcut pentru el un proiect în Cannes, uh-huh. un fel de piramidă, mă rog, filmase el un film cu 7 camere și vrea să-l vizionez la fel pe 7 ecrane. Și a fost foarte interesant pentru că modul în care trebuiau aranjate ecranele au afectat cum aranjai camerele când se filmă. Uh-huh. În fine, a fost un proces foarte interesant, un proiect relativ mic, dacă în eu am fost project manager și deci am lucrat în contact foarte mult. Uh-huh. Și după ce am plecat din firma respectivă, efectiv m-a sunat și a zis, hey, what are you doing? Și e un caracter foarte fascinant. One of the smartest and most talented people I ever worked with. Super hardworking, people work in shifts around him. I've heard that he's very creative. Very creative, and he gets things. Like you mm-hmm. show him an idea and he gets it. And mm-hmm. that's really amazing. Very often for clients, you're like, here, this is what you should do. With mm-hmm. him, it's different. You build, it's a dialogue and you build on top mm-hmm. of it. Ce piscină construiești pentru americani? Le faci o super piscină. Da, e un proiect care probabil ne reprezintă cel mai mm-hmm. bine. În sensul că e o inițiativa noastră, deci acum mm-hmm. 5 ani sau ceva de genul ăsta. Este inițiativa, proiectul este al firmei pe care tu o ai la New York. Da, ca să se înțeleagă. Da. Eu cu partenerul meu, Dong, avem o mică firmă în New York. Uh-huh. Nu aș zice chiar de top, da. Și experiența e limitată, dar... Și eu nu ar spune că e mică. We're just enjoying what we're doing and having uh-huh. fun with it. And I think that's the only thing that's important to us. And uh-huh. if we can inspire more young kids to do the same thing, uh-huh. like, just uh-huh. go for it. So the pool is an idea that we had about 5-6 years ago. And when you live in Manhattan, you forget you live on an island and you actually live closer to the water than I ever lived. Mm-hmm. And they're like, oh, wouldn't it be nice to swim in the river? Because people used to do that. And it used to be a huge social hotspot. Like there's photos from like 100 years ago. Yes. There used to be like actually baths in the mm-hmm. in the river. But then the rivers got so polluted that you really don't want to swim right mm-hmm. now anymore. So we just had the idea, what if we do a plastic pool? So it looks like a plus. So you yes. have, you know, New Yorkers are very complicated people. So we're like, can we make them all happy? So you have a lap pool in one direction, a kids pool in the other one, and a lounge pool in the other one. But why plus? Did you think about something when? Because it's simple. It was just silly. It was literally. It's one of those rare projects that you're like, let's make it a plus, and then it stays that. Like the earliest rendering or image we did of it kind of still stayed. It's mm-hmm. we're using it 5-6 mm-hmm. years later. Mm-hmm. Mostly because we wanted to accommodate. We called it. It's a pool for everyone. So we wanted to accommodate. So each of the four wings is a pool in mm-hmm. essence: a lap mm-hmm. pool, a sports pool, lounge pool, and kids pool. So where is the project now? So you put it on the Kickstarter? Yeah, we reached out to our friends who are graphic designers, like, can you help us? Luckily in New York, there live a lot of people. Mm-hmm. So including the outskirts, it's like 18 million people or so. Which means if you do something in New York, if you propose something, even if it's just on the internet, people pick it up. And New Yorkers like to talk about themselves too, mm-hmm. so it makes it very easy. So overnight the site crashed, and then mm-hmm. a lot of websites and blogs and so on and so forth were just like, mm-hmm. how great, how great, how great. And then you're like, okay, now we have to do something about it. Yeah. And literally one of the largest engineering companies in the world called us up shortly after, and they're like, we want to be part of this. I'm like, part of what? It's a website. Yeah. But then, so then we felt we have to push to see if we can do it. Mm-hmm. So we did two Kickstarters 2 years apart, raised over like $300,000. And then meanwhile, what we did, we founded a nonprofit mm-hmm. that's meant to fundraise for the construction, operation, and maintenance of the pool. Mm-hmm. So we're basically an independent nonprofit that's fundraising yes. and trying to get a pool built. And how long it's going to take when until we find 20 million? hopefully, we're looking at probably somewhere 2 to 4 years. Yeah. Because so it filters the river water, so while you're in the pool you're swimming in actual river mm-hmm. water that's being filtered constantly. Because it's something that hasn't been done before, mm-hmm. Mm-hmm. It takes quite a few years to actually even discuss it with the city. We've been talking with the city from the beginning, like mm-hmm. it's not a boat, it's not a building. What mm-hmm. is it? How do you permit it as what? Mm-hmm. You know what I mean? Who gives the seal of approval? Yeah. So you talk to everyone from Department of Health, Department of Transportation, Department of Building, federal, state, mm-hmm. so on and so forth. Mm-hmm. Anyway,
It's a very complex thing, but it's a lot of fun too. It is. We got to meet some amazing people. It's a hard project, as far as I understand, but it's nice. And if you can do this, I mean, unul din motivele... Nu știu dacă în România se va face vreodată așa ceva. Nu, dar România chiar cred că are potențial, în sensul că, bine, în state, deci cultura e de așa natură încât se strâng fonduri private, uh-huh. de multe, deci orașul în state, orice ce e public, common good public space, you don't get a lot of funding for that. Deci li se pare totul socialist, efectiv, uh-huh. nu se investește în nimic ce e și e politic. Shared. Și foarte politic. Foarte politic. Și de-aia există toate muzeele, parcul, Central Park uh-huh. și mai departe. Te uiți pe bănci, au nume, uh-huh. deci poți cumpăra o bancă și da, poți da, scrie da. Ceva romantic uh-huh. pe ea sau așa mai departe. Uh-huh. Deci există cultura și oamenii investesc, efectiv vor să fie asociați cu anumite uh-huh. Idei și așa mai departe. No. Ceea ce e foarte interesant și fain că it allows us to do things like the pool, like you're literally not depending on government money. Partea interesantă din punctul meu de vedere și ce vreau oamenii să înțeleagă și mai ales tinerii, uh-huh. mai mult decât oricine altcineva, e că noi când am început piscina eram foarte tineri, n-aveam nicio altă responsabilitate sau durere în viață, așa că ne-am făcut una. Și cumva, dacă arhitectura în mod normal începe cu un client care vine și are un buget sau vrea să adune niște bani și are un site și așa mai departe, designul e ultima chestie care se întâmplă. Noi am făcut invers, am început cu designul, căutăm sau am găsit cumva clientul în formă non-profit-ul, acum căutăm site-ul specific și in our wildest dreams sperăm ca la final să putem schimba policies, deci efectiv regulile care ne vă tot birocrația, cum cel puțin în New York, pentru că deci iată că și acolo e birocrație. Cu siguranță, pardon. Când ai atâția oameni într-un singur loc... Este un proiect foarte mare și este un pic extravagant, dacă mă întreb pe mine, și care, da, durează. Nu se face imediat. Este asta proiectul carierei tale de arhitect? You never know. Știi, de multe ori zic că dacă aș fi făcut plan, niciodată n-am făcut planul, for better or worse, dar dacă aș fi planificat așa foarte intens ce vreau să fac în viață, n-aș fi îndrăznit niciodată să visez să fac ce fac azi, să-mi petrec timpul cum îmi petrec azi și să fac efectiv as a day by day thing ce fac azi. Dar ce ți-ar plăcea să faci? Ține un proiect pe care te vezi făcându-l. Ne interesează foarte mult proiecte publice și culturale. Proiectele private sunt mai puțin interesante. Culturale, muzee, galerii, librării, școli. Cred că școli ar fi foarte interesant. De fapt, unul din proiectele care mă interesează foarte mult e, de fapt, unul din cele mai complicate, for that matter, sunt spitalele. Și chiar m-ar interesa foarte mult să fac un spital la un moment dat. Hai, te invităm să faci și la noi niște spitale. Oricând. Vorba aceea, ne lipsesc. Chiar cred în puterea unui spațiu și efectul care îl are asupra oamenilor. Orice fel de spațiu ar fi. Spitale, mai mult decât orice alt spațiu, cred că trebuie să ne ajute efectiv trebuie să fie foarte funcționale, dar și să ne ajute să ne vindecăm. Și cred că de aia mă fascinează, pentru că sunt foarte importante în sensul ăsta. Vii în România? Faci un proiect și în România? Cu mare drag, mi-ar plăcea. N-am fost foarte implicată în ultimii ani, dar mi-ar plăcea cu siguranță să am un picior aici și să fiu mai implicate fie prin școala din Timișoara sau proiecte sau în orice fel. Pentru că există foarte mult potențial aici și foarte multă energie și știu că de multe ori când ești aici nu se vede așa sau nu percep lucrurile așa. Dar bine, și efectiv sunt de aici, my heart is here și chiar dacă mai vorbesc românești așa de bine. De ce ți-e dor din România cel mai tare? De casă? Era să zic salată de vinete. Dar... Băi, da! Da!
poți să faci dincolo, dar nu e la fel. Părinții mei au o mică casă la Gârână, un sat în apropiere de Reșița și cred că acolo... Te dor de acolo. That's where my heart is. Întotdeauna. E locul în care you can completely let it go și unul din cele mai... Pentru mine it's what I call home. Ai succes? Dacă am succes? În viață, în general? No. În cariera ta superbă. Ai succes? Crezi că ai succes? Ai atins cel mai înalt punct? Cu siguranță nu cel mai înalt punct, dar pot să zic cu siguranță și că succesul în sine nu mă interesează foarte mult. Ceea ce mă interesează e cum îmi petrec zile, cum îmi petrec timpul la urma urmei. De bine sau de rău, eu mă plictisesc foarte ușor sau foarte repede de lucruri. Și faptul că o să am un mic birou în New York și să... De multe ori, efectiv, în drum spre birou, când mergi așa pe una din străzile alea și încă mai am... Și e același feeling de acum 10 ani în care... Fuck! Like, I get to do this. Like, this is my life. Yeah, like, I'm walking to my office on the fucking street. Încă nu-ți vine să crezi că ești acolo și că ai reușit să faci... Din nou spun, până la vârsta asta... Îți pare că ai reușit să faci enorm de mult. It's great to be recognized and it's great to be able to give back to people and to inspire people. I started teaching recently and I really enjoy that a lot, actually. I heard, yeah. But yeah, the fact that I get to do what I like for a living, that to me still blows my mind and is the single most important thing. Da, deci nu trebuia să te faci doctoriță, să spun clar. E bine ce ești tu. Ce mai bine pentru pacienți. Da. Eu îți doresc foarte mult succes. Mi-ar plăcea să aud că și în România se vorbește despre tine, că ai construit ceva și că ai făcut ceva la același nivel ca în state. Și poate cine știe, poate chiar un spital din mâna ta în București nu ne-ar strica, să știi. Dar să te semnezi pe el, să-ți pui și tu semnătura, cum o fac americanii. Îți mulțumesc, îți doresc foarte mult succes și mai ales și zilele astea la Unfinished. Mersi mult!